Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Echilibru. Ca de obicei, sunt gata dumneavoastră, psihologă de Harbur, iar astăzi vorbim cu doamna dr. Ioana Popa, medic primar obstetrică ginecologie, despre carcerul de coluterin și colposcopie. Bună ziua, bine ați venit în emisiune! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Și eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația în emisiune. Haideți să vorbim puțin despre cancerul de coluterin. Este un subiect fierbinte în țara noastră. Din păcate, cancerul de coluterin este numărul 1 din patologia oncologică la noi în țară. În fiecare zi, 5 femei mor din cauza cancerului de coluterin. Și când ne gândim că acest cancer de coluterin ar fi atât de ușor de depistat în stadii incipiente, când tratamentul este foarte ușor și foarte simplu și rezultatele sunt remarcabile, vindecarea este 100%. Totuși, de ce avem un procent atât de mare de patologie de coluterin și de ce avem atât de multe decese? Pentru că, din păcate, populația feminină nu apelează la medicul ginecolog. Un control anual la medicul ginecolog, efectuarea unui test citologic Babeș-Papanicolau anual este salvator. Asta ar trebui ca populația feminină să înțeleagă și să o facem să o motivăm să vină la medic. Să vină la medic și să-și facă analizele, da? Pentru că obstetrica ginecologie a avansat, a evoluat. Controlul la medicul ginecolog nu mai este cum era pe vremuri o sursă de tensiune, de stres, ceva disconfortabil. Acum este normal și trebuie să devină o normalitate în viața unei femei să-și facă analizele și să verifice. Cred că cumva încă mai este acea teamă de rezultat. Cu siguranță. De nenumărate ori am auzit în cabinet: of, am reușit să ajung la dumneavoastră, mi-am făcut și testul, dar cât de stresat o să fiu până aflu rezultatul. Știți de ce fetele sunt atât de stresate sau pacientele noastre, o mare parte dintre ele sunt stresate de rezultat? Pentru că vin rar. Dacă ar veni o dată pe an pentru acest test, stresul ar fi minim. De ce? Chiar dacă an la rând rezultatul este bun și dintr-o dată avem un rezultat prost, acest rezultat prost ne arată o modificare incipientă care se rezolvă cu tratament sau cu investigații și cu intervenții minore care nu afectează calitatea vieții pacientei, care nu au repercursiuni pe termen lung și asigură vindecare 100%. Dar atunci când la întrebarea când ați fost ultima dată la medicul ginecolog, păi atunci când am născut. Și câți ani are ultimul master copil? 25 de ani. Atunci avem toate motivele să fim stresate până când avem rezultatul. Da, așa este. Ar trebui acest control să fie făcut anual, în primul rând, dintr-o educație a sănătății. Să știe că așa cum merg și-și fac analizele de sânge, nu doar pentru că cere medicul de familie sau pentru că au răcit și vor să investigheze, exact asta este necesar să meargă și la ginecolog. Și să facă această analiză, vă fac pe ginecolog, care este o analiză simplă. Da, asta ar trebui să înțelegem și să popularizăm. Prevenția asigură rezultate foarte bune în medicină. Deci prima dată noi trebuie să facem prevenție. Ori screening-ul Babeș-Papanicolau este investigație ieftină, sigură, care ne asigură pe termen lung despre sănătatea colului uterin, sănătatea cervicală. Este o anume vârstă de la care trebuie să înceapă să facă aceste controle, că este cumva o impresie generală că aceste controle trebuie făcute undeva după 40 de ani, 45. Protocoalele medicale recomandă consultul ginecologic și recoltarea de test citologic Babeș-Papanicolau după 21 de ani sau
la maxim 3 ani de când pacienta și-a început viața sexuală. De ce avem alternativă? Pentru că, după cum știm, în toată lumea, viața sexuală acum începe mult mai devreme. Și dacă pacienta noastră și-a început viața sexuală la 15 ani și ea vine la medic de-abia la 25, este un interval de 10 ani în care, dacă organismul ei s-a întâlnit cu papilomavirusul, are toate șansele să apară o displazie de coluterin, care, netratată la timp, să evolueze spre cancerul de coluterin. Ați vorbit despre virus. Da. Cancerul de coluterin este generat doar de virus? Cancerul de coluterin, în proporție de 99,99%, este determinat de una din tulpinile agresive de una sau mai multe din tulpinile agresive de human papillomavirus, deci de virusul papiloma uman. Adică HPV. Adică HPV, scurt HPV, care are o multitudine de tulpini care sunt clasificate în tulpinile de risc înalt pentru cancer, tulpini de risc mediu, tulpini de risc căzut și pentru că medicina evoluează în fiecare zi, avem și tulpini despre care încă nu se știe, probabil cu risc crescut. Cele mai agresive sunt tulpinile 16 și 18. Atunci când avem o pacientă cu un rezultat Babeș-Papanicolau ușor modificat, adică nimic grav, dar cu o tulpină de HPV de tip 16, întotdeauna suntem mult mai atenți și necesită această pacientă alte investigații pentru a clarifica situația și a nu lăsa să ne scape o displazie care în timp să evolueze. HPV-ul este un virus care poate fi luat doar prin contact sexual sau și altfel? HPV-ul este un virus cu tropism pentru tegument sau mucoasă. Ce înseamnă asta? Acest virus nu circulă în sânge. Afectează mucoasa din zona genitală sau mucoasa orofaringiană. Aici o să fac o paranteză la un moment dat. Și tegumentul. Adică, dacă noi ne-am întâlnit, virusul nu trăiește în mediile exterioare decât un timp foarte scurt și, în general, medii umede și calde. De exemplu, piscină, saună. Da? Dacă noi am folosit o saună fără să fim îmbrăcați în niciun fel și ne-am așeza fără să avem prosop sau un alt mijloc de protecție, ar exista posibilitatea să contactăm acest virus la nivelul tegumentului. Dar, în proporția cea mai mare, se transmite prin contact sexual neprotejat. Neprotejat, asta înseamnă că dacă folosim prezervativ avem protecție 100%, din păcate nu. Pentru că prezervativul acoperă zona genitală a bărbatului într-o anumită proporție, pe când scrotul și zona de lângă nu este acoperită. Și leziunile de tip HPV pot să fie localizate la nivelul scrotului și atunci se transmit la nivelul perineului pacientei. Ce înseamnă aceste leziuni? Pentru că știu că nu sunt foarte cunoscute, de asta vă întreb. Știu că majoritatea persoanelor spun, mă ferească Dumnezeu de așa ceva și cam atât. Plus că o să vreau ulterior, după ce îmi răspundeți, să abordăm și zona de rușine. Am aflat că am fost infectat cu HPV, mi-e rușine să spun, nu spun și îmi văd de treaba mea în continuare. Așa este. Multe paciente consideră că dacă au făcut o investigație și au depistat că sunt purtătoare de HPV, sunt stigmatizate, sunt date la o parte, sunt privite ca oaia neagră în societate, tind să ascundă acest lucru și familiei și partenerului. Nu este așa. Cu HPV te întâlnești dacă odată în viața ta ai avut un contact sexual și apoi te hotărăști să te călugărești, nicio problemă, ești purtător de HPV. În momentul în care imunitatea organismului scade, virusul se înmulțește și începe să-și facă acțiunea atâta timp cât persistă mai mult de 2 ani la nivelul corpului. Adică, la persoanele tinere, dacă se întâlnesc cu un HPV
imunitatea lor este bună. În general, persoanele cu vârsta sub 30 de ani au o imunitate bună. O imunitate care ține în frâu infecțiile virale. Dacă imunitatea este bună, de asemenea, persoana este nefumătoare, nu consumă alcool, nu pierde nopțile, nu are parteneri multipli, nu folosește contraceptive care modifică flora vaginală și favorizează infecțiile, nu are alte infecții vaginale sau altă patologie a întregului corp, are toate șansele ca într-un an, maxim un an și jumătate, să elimine acest HPV. Ce înseamnă să elimine? Este zero. Nu este zero analiză, o să ne iasă negativă. De ce? Este sub limita de detecție a aparatului. Orice aparat care face o genotipare de HPV o să ne spună HPV pozitiv tulpina 16. Și în legendă, limita de detecție a aparatului este de 5 tulpini, de 5 replicări virale, de exemplu. Dar dacă avem 3, analiza este negativă. Dar virusul nu este zero. Dar atâta timp cât este într-o cantitate mică, el nu se înmulțește și atunci nu dă leziuni. Prin urmare, leziunile apar în momentul în care virusul rămâne la nivelul corpului o perioadă mai lungă de 2 ani, favorizat de o imunitate scăzută și când se transformă în infecție activă, infecție productivă, infecție persistentă și apar apoi modificările displazice. Displazia de tip 1, de tip 2, de tip 3, care apoi se transformă în cancerul in situ și apoi cancerul invaziv. În afară de testul Babes și Papanicolaou, mai are și alte posibilități. O persoană de oricare sex o fi, că este femeie, să știe dacă a dobândit, să zicem, această infecție, acest virus. Există posibilitatea, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, să faci o genotipare de HPV. Protocoalele medicale recomandă, după 30 de ani, genotiparea în paralel cu citologia sau singură, la un interval de 3 sau 5 ani, depinde de țară. Și recomandarea există și pentru partener. În ce sens? Există multe cazuri în care pacienta este purtătoare de anumite tulpini, să spunem 16 și 35. Partenerul a fost și el la un laborator și este purtător de tulpina 50 sau nu e purtător de nicio tulpină. Și de multe ori apar discuții în cuplu că eu am, dar tu n-ai, dar de ce eu am și tu n-ai sau de la tine am sau de la cine... Da. Din păcate, discuțiile de genul ăsta sunt foarte neplăcute și răspunsurile medicale sunt de genul partenerii sunt purtători sănătoși, de multe ori la parteneri rezultatul este negativ, oricum bărbații sunt afectați doar în proporție de 4%, pentru că anatomia lor face ca mucoasa receptoare pentru virus să fie în cantitate mult mai mică decât la femei, iar la femei proporția de afectare este mult mai mare și din păcate dacă pacientele ar veni și s-ar testa, nu neapărat cu genotipare de HPV care este o analiză scumpă pentru România, dar testul Babes-Papanicolaou, care se efectuează și la policlinicile de stat, fără nicio plată, cu trimitere de la medicul de familie, deja ar fi un pas important pentru sănătatea lor. Este important în detecție, important în prevenție și în tratament. Cu siguranță, în toți pașii, rezultatul testului Babes-Papanicolaou este esențial. De la el se pornește. Deci este un test screening, este prima investigație care se face în afară de consult, ceea ce înseamnă că privim cu ochiul liber colul uterin, se recoltează citologia, se așteaptă rezultatul, dacă la prima examinare nu am depistat nimic cu ochiul liber și în funcție de rezultate există alți pași. Pentru că există o variantă următoare. N-am făcut de 10 ani niciun rezultat. Am făcut acum și este un rezultat prost. Eu nu vreau să cred așa ceva, mă duc peste o săptămână să repet în altă parte. Credeți că este o idee bună? Nu, categoric nu. În primul rând, recoltarea acestei analize
nu este corect efectuată, dacă nu durează o perioadă, nu este un interval de cel puțin 3 săptămâni. De ce? Pentru că țesuturile trebuie să se regenereze, trebuie să avem alte celule pe care să le putem recolta. De pe o săptămână pe alta, timpul este prea scurt și o altă recoltare ar putea să ne dea un rezultat fals bun. Deci un rezultat fals negativ. De ce? Nu a avut ce să se interpreteze. Da. Pe când un interval de 3 săptămâni reface celulele care trebuie examinate la microscop și atunci am putea avea o altă părere. Dar nu este corect să folosim aceeași investigație. Avem un rezultat prost la o investigație, n-are sens să o repetăm. Facem altceva care ne poate clarifica mai mult. Ce variante avem? Avem un rezultat prost de citologie, putem apela la colposcopie. Ce este colposcopia? Colposcopia este o investigație complet nedureroasă cu un microscop, acesta este, care rămâne în afara corpului femeii, iar medicul badigionează colul cervical cu acid acetic și cu lugol. Sunt două soluții care pot să determine modificări ale aspectului colului uterin și în funcție de cum se modifică culorile, putem să bănuim că există vreo modificare displazică sau nu la nivelul colului. Dacă există modificări de genul ăsta, se pot recolta biopsii. Și atunci, examenul histopatologic este cel care ne dă 100% modificările de la nivelul țesutului. Este ceea ce ne dă siguranță în medicină. Siguranță, certitudine, privind un rezultat adecvat. Exact. Am cancer de col uterin sau nu am? Da. Asta, după cum ai spus și dumneavoastră, după aceste analize aprofundate. Deci, practic, nu trebuie să se sperie de un rezultat prost, ci este abia oportunitatea să caute, să dezvolte mai mult. Ceea ce este esențial este că trebuie să elimine cumva teama și de diagnostic și de analiză și să vrea să știe, să vrea să se salveze propriu-zis, pentru că cancerul de col uterin este o afecțiune gravă, o afecțiune severă. Cancer de col uterin este o afecțiune severă și, repet, este o afecțiune tratabilă. Cu cât pacienta vine mai repede la medic, cu atât se investigează mai atent, cu atât șansele de a nu ajunge la cancer de col uterin, ci de a fi doar într-o stare preneoplazică, într-o stare displazică, în o stare în care tratamentul este minim invaziv și recuperarea este 100%, nu este afectată fertilitatea femeii, posibilitatea de a rămâne însărcinată și de a naște, cu atât este mai bine. Dacă se instalează cancerul de col uterin, nu mai are posibilitate. Deja intervențiile sunt multiple. Dacă este invaziv, atunci este afectată și capacitatea de a rămâne însărcinată și de a procrea. Da. Avem campanie de vaccinare împotriva HPV. Da, este o mare fericire. Ministerul Sănătății a prelungit vârsta până la care este recomandată vaccinarea HPV. Inițial era până la 14 ani, acum a prelungit până la 18 ani și între noi fie vorba, sper ca la un moment dat să recomande și vaccinarea băieților. De ce anume ar fi important să-și facă și băieții vaccin? Pentru că ei sunt principalii incriminați în transmiterea virusului. Dincolo de felul care sună, este important să facem precizarea că ei sunt purtători mai ușor și mai generalizați datorită faptului că la ei nu se vede atât de ușor sau nu are o evoluție atât de puternică cum are la femei. Anatomia îi favorizează și riscul lor de boală este mult mai mic decât la fete, este doar de 4%, dar ei sunt cei care transmit boala și vaccinarea băieților ar fi un beneficiu atât pentru băieți, dar mai ales pentru partenerele lor. Mai ales pentru partenerele lor, pentru că la ele există rezultatul și atunci nu mai au cumva sens discuțiile de acasă, cine are, cine este portător, de ce, ce a făcut și de când portător. Și de când? Exact.
Și este important să știe că ambii sunt contaminați din moment ce unul are categoric și celălalt este purtător, doar că nu este evident. Cu siguranță aveți dreptate și la întrebarea, dar de când am eu acest virus, nu putem să răspundem. Dacă este pentru prima dată când o pacientă face această analiză și iese pozitivă, nu avem cum să dăm un răspuns corect din punct de vedere medical. Ar putea să contacteze acest virus de la primul contact sexual din viața ei. Și să nu afle decât mult mai timp mai târziu. Și să nu afle decât în momentul în care face această genotipare sau dacă la rezultatul citologiei Babeș-Papanicolaou apar ceva modificări. Poate să dureze această perioadă de la contaminare până la modificări mai mulți ani? Cu siguranță poate să dureze mai mulți ani. 2 ani dacă imunitatea este slabă și virusul începe să se înmulțească, cel puțin 2 ani, dar dacă imunitatea organismului este bună, el chiar poate să dispară de la nivelul analizei, să ne iasă analiza negativă, iar în momentul în care imunitatea organismului este proastă, o perioadă mai lungă de timp, există o posibilitate ca acest virus să se înmulțească și să înceapă să dea modificări. Iată, astfel că este vorba până la urmă despre tot o educație a sănătății genitale, necesitatea de a verifica, mai puțin important care ar fi cauza de unde ar putea lua o bacterie, un microb, un virus, ci mai mult ce facem cu asta. Și acesta este ceva care ține de responsabilitate. Așa este. Oarecum aș face o paralelă. De ce ne-am întoarce în trecut? Trebuie să ne ocupăm de prezent și prezentul ne arată viitorul. Adică, care este starea mea de sănătate în acest moment? Am vreo problemă sau nu? Am ceva de urmărit? În ce ritm urmăresc? În așa fel încât pe termen lung eu să fiu bine. Și să trăiesc, pentru că se pune problema. Așa este. În această boală chiar se pune problema astfel, din păcate. Așa este. Ați spus că s-a prelungit perioada de vaccinare. La fetițe, da, de la 14 ani până la 18 ani. Și azi este... Există și condiția să nu fi început viața sexuală? Nu. Într-adevăr, vaccinarea cu HPV are eficacitate maximă înainte de începerea vieții sexuale. Dar nici după începerea vieții sexuale nu este târziu și nu este degeaba. De asemenea, la pacientele care au avut patologie displazică, adică preneoplazică de col uterin, la care s-au făcut intervenții minore. Odată cu repetarea analizei, se numește test de vindecare, se repetă analiza de genotipare, dacă este negativă, pacienta se consideră vindecată, este indicată vaccinarea împotriva acestui virus, pentru că de atunci înainte, pacienta este protejată. În momentul de față există pe piață un vaccin cu 9 tulpini disponibile, toate de risc înalt, iată că pacienta pentru cele 9 tulpini este protejată. Este un lucru extraordinar, este foarte bine. Pe termen lung chiar să aibă rezultate foarte bune. Așa este. Și poate se acceptă, cum ați spus și dumneavoastră, să se vaccineze și băieții. Ar fi și mai bine, iar rata de eficacitate ar crește. Ar crește substanțial. Da, pentru că chiar dacă ei nu au simptomatologie, chiar dacă nu au afecte pe termen lung, totuși este și pentru sănătatea lor să se trateze. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care mi le-ați acordat. Este un subiect, fie bine, un subiect important, un subiect pe care ține viața noastră și totodată telespectatorii noștri au avut ocazia în acest interviu și prin lucrurile pe care le-ați spus să conștientizeze necesitatea responsabilității propriei sănătății. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mi-a făcut plăcere. Și mie foarte mult. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi astăzi. Este extrem de important să avem responsabilitatea propriei sănătăți și a celor din jurul nostru. Și cred că nu mai este nevoie să spun
cât de important este și pentru ce. Dacă viitoare, rămâneți în echilibru.